Salut, prieteni! Ascultați lectura cărții Maranata, Domnul vine! 15 februarie Înțelepți sau fără minte? Text biblic Atunci, spunea Domnul Isus, împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci dintre ele erau înțelepte, iar cinci erau fără minte. Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetele 1 și 2. Nu trebuie să ne bazăm în ideea că, deoarece suntem membri ai Bisericii, suntem salvați, în timp ce noi nu dăm nicio dovadă că suntem formați după chipul lui Hristos, în timp ce ne agățăm de vechile noastre obiceiuri și țesem pânza vieții noastre cu firele ideilor și obiceiurilor lumești. Cele zece fecioare veghează în noaptea istoriei acestui pământ. Toate declară că sunt creștine. Toate au o chemare, un nume, o candelă și toate susțin că sunt în slujba lui Dumnezeu. Aparent toate așteaptă venirea Domnului Hristos, dar cinci din ele nu au tot ce le trebuie. Aceste cinci fecioare vor fi luate prin surprindere și îngrozite vor rămâne în afara sălii de spăț. Noi reprezentăm fie fecioarele înțelepte, fie pe cele neînțelepte. Există mulți care nu vor rămâne la picioarele lui Isus, învățând de la el. Ei nu au o cunoaștere a căilor lui. Nu sunt pregătiți pentru venirea lui. Ei au făcut din așteptarea Domnului lor o prefăcătorie. Ei nu au vegheat și nu s-au rugat cu acea credință care lucrează prin iubire și purifică sufletul. Au trăit o viață de neglijență. Au auzit și au aprobat adevărul, dar nu l-au pus în practică în viața lor. Uleiul grației divine nu alimentează lămpile lor, iar ei nu sunt pregătiți să intre la ospățul de nuntă al mielului lui Dumnezeu. Nu fi ca fecioarele fără minte, care cred că promisiunile lui Dumnezeu sunt ale lor, în timp ce ele nu urmează preceptele lui Hristos. Iisus ne învață că doar a spune că ești creștin nu are nicio valoare. Dacă cineva vine după mine, spune el, să renunțe la sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Când trecem prin testul lui Dumnezeu, prin procesul de rafinare, de purificare, când focul cuptorului consumă zgura, și apare aurul adevărat al unui caracter purificat, putem spune împreună cu Apostolul Pavel. Nu că am și dobândit îndreptarea sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte făcând un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, forțându-mă pentru premiul în altei chemări a lui Dumnezeu, în Hristos Iisus. Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 3, versetele 12 la 14. Aici se termină meditația pentru astăzi. Domnul să te binecuvânteze. Amin.